Bun găsit, doamnelor și domnilor! Niciuna din provinciile românești nu are o cultură etnografică populară atât de diferențiată ca Banatul, spunea Lucian Blaga. Intelectualul ardelean, îndrăgostit de o lugojancă, afirma că țăranul de aici are un cuvânt prea cunoscut ca să-l mai amintim, fiind de o extraordinară mândrie locală și are totuși dreptate să se socotească într-o anumită privință Fruncea. Bănățeanul Marius Matei a considerat că, pentru a fi în frunte, trebuie să îți iubești locurile natale, să iubești frumosul și să arzi pentru ca tot ceea ce ține de cultura și tradiția românească să fie transmis și reînnoit. Nu avea vârsta majoratului atunci când s-a hotărât să pună bazele unei colecții etnografice. Astăzi are 38 de ani, este muzeograf în cadrul Muzeului Satului Bănățean din Timișoara și se mândrește cu peste 3.000 de piese, ansambluri vestimentare complete, podoabe ceremoniale, documente fotografice și alte piese dispersate din mai multe subzone etnografice ale Banatului de Câmpie. Timișoara, Deta Ceacova, Buziaș, Lugoș și Sân Nicolau Mare, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prima jumătate a secolului al XX-lea. Costumele pe care le deține dezvăluie frumusețea și pasiunea locului în care multiculturalitatea este o trăsătură specifică. Fire de aur formează figuri decorative complexe, iar mâna iscusită a femeii desăvârșește croiala specifică portului bănățean. L-am vizitat pe Marius în Giroc, la câțiva kilometri de orașul de pe Bega, în casa în care păstrează cu multă evlavie comorile civilizației vechi. Colecționarul ne-a vorbit, prin piesele vestimentare și podoabele pe care ni le-a prezentat, despre generații de bănățeni, despre inteligență și inventivitate, despre aplecarea spre eleganță și frumos și despre universul nemuritor al satului românesc bănățean. Îl cunoaștem împreună pe Marius Matei. Ce-ți planifici să faci cu colecția asta pe care o ai? Să expun în cât mai multe spații, să o promovez și să fac înțeles Banatul că nu este chicios. E nevoie să atragi atenția? Într-o lume ca aceasta în care trăim, da. Ai plecat astăzi de aici? Nu. Sunt prea bănățean. Tradiția nu înseamnă venerarea cenușii, ci transmiterea focului, spunea un cunoscut compozitor austriac. La vârsta la care cariera în jurnalism îi promitea un viitor de succes, Marius Matei, copil al Girocului, descoperă că un costum popular îți poate aduce în fața ochilor mai mult decât literele și cuvintele, povești scrise cu fir de aur și argint. În ultimele două decenii, Marius a salvat din cenușa timpului repere identitare, valori inestimabile ale culturii populare și, odată cu ele, pagini întregi din istoria neamului românesc. Povestea colecției mele începe cu aproape 20 de ani în urmă, influențat de o poveste a unui străbunic care a fost un țăran cărturar, autodidact. Era preocupat de citit și avea anturaje cu intelectuali deosebiți care erau foarte cunoscuți în peisajul cultural bănățean și îl amintesc aici pe Sever Băcu, pe Țucra Patriche, protopopul Timișoarei, Iosif Velceanu, președintele Asociației Corurilor și Fanfarelor din Banat și mulți alți intelectuali. Petru Ioancea, care este un poet de seamă al Banatului, descoperindu-i o mică parte din biblioteca lui personală în podul casei, am început să dau mai multă atenție bunicilor și poveștii străbunicului meu, care m-a condus pe acest drum al etnografiei. Cum ai descoperit cărțile? Întâmplător. Am urcat în podul casei și într-o ladă veche, plină de praf, o parte din cărți erau chiar roase de șoareci, luând una câte una, ștergându-le, citind o parte din ele, efectiv m-au fascinat și m-au impresionat cum că astfel de țărani aveau astfel de preocupări. Cred că aveam undeva la 16 ani. Biblioteca străbunicului meu, care număra peste 2500 de volume de cărți și care astăzi, din păcate, numără doar 600 de volume, pentru că atunci când au venit comuniștii la putere, le-au socotit ca fiind dăunătoare regimului și i-au obligat pe bunicii și părinții mei să le ardă în curtea casei, în fața
acestor autorități. Am o Biblie foarte faină, 1919, și datată și semnată de el. Străbunicul meu, Dimitrie Rotariu, Giroc, 12 noiembrie 1919. Este tipărit în 1913 la București. De asta este din 1935. Focul lui Marius pentru conservarea tradițiilor și a patrimoniului autentic s-a aprins în urmă cu mai bine de 20 de ani, pe când Girocul, suburbia a Timișoarei, începuse să se urbanizeze tot mai puternic. Muzeul Banatului a inițiat atunci organizarea unei expoziții despre vechile obiceiuri ale zonei, precum și prezentarea unor obiecte etnografice specifice locului. Se întâmpla undeva prin 2004, atunci când Muzeul Banatului a descins într-o cercetare de teren la Giroc, voind să organizeze o expoziție despre Giroc cu date monografice, și au vrut să-i ofere un spațiu străbunicului meu în acea expoziție, expunându-l cu date biografice, fotografii și obiecte personale pe un panou, iar de acolo au început întrebările mele vis-a-vis de valoarea pieselor pe care le-am regăsit în casă. Ei au venit, au bătut la poartă și au zis, arătați-ne ce aveți. Da, așa s-a întâmplat. Bunica mi-a scos o subendenie de obiecte pe care nu le văzusem niciodată. I-au fascinat pe cei de la muzeu și atunci mi-am pus, așa cum spuneam, mai multe întrebări. Unde le țineau bunica și străbunica aceste obiecte? În dulapuri bine ascunse. Eu le-am redescoperit, le-am pus în valoare și odată scoase la lumină, făcând impresie, oarecum am început să colecționez mai mult. Bunica era o femeie foarte specială, un om foarte cerebral și totodată sentimental. A păstrat cu atâta dragoste și cu atâta patos în amintirile ei evenimentele și lucrurile acestea, cât m-a determinat și pe mine să le dau o atenție mai deosebită. Toată lumea din generația bunicii și străbunicii avea așa ceva în dulap? Din câte știu eu, nu. Nu toată lumea. Și asta datorită faptului că, așa cum am spus, Girocul a fost un pic mai repede urbanizat decât celelalte localități din județul Timiș. Portul s-a schimbat destul de repede, oamenii au renunțat destul de repede la obiectele de genul acesta. În perioada aceea, preocupările mele erau cu totul și cu totul altele. Începusem să scriu la un ziar local, apoi am activat în cadrul unei televiziuni, apoi în cadrul unui radio. Am lucrat o bună parte de timp, aproape 7 ani de zile, în cadrul unui trus de presă. Nu erau emisiuni, erau de fapt știri. Eram colaborator la televiziune și la radio. Mai târziu am început să scriu, într-adevăr, dar am scris etnografie. De altfel, am și terminat facultatea de jurnalistică, masteratul l-am dat în același domeniu. Acum continui cu totul și cu totul alte studii. Nu aveam așa de multe cunoștințe despre Banat, despre istoria Banatului, pentru că este o istorie cu totul și cu totul aparte. Oamenii de aici au fost alfabetizați mult mai repede decât cei din restul regiunilor din țara noastră, datorită faptului că localitățile de aici au fost sistematizate, iar în centru civic se regăsea biserica, școala care era de fapt o școală confesională. Practic, noi nu avem țărani analfabeți de mai bine de 100 de ani. Colecția etnografică Marius Matei, una dintre cele mai frumoase și valoroase din România, numără astăzi peste 3.000 de piese vestimentare de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului al XX-lea, accesorii, ceramică, bijuterii, mobilier sau obiecte de interior. Tânărul a început cu câteva costume moștenite de la bunica și străbunica lui, pentru ca apoi să bată satele din câmpia Banatului, descoperind piese vestimentare reprezentative pentru aceste meleaguri. Colecția lui Marius unește materialul cu imaterialul și vorbește despre identitatea culturală a Banatului. Și pentru ca totul să fie desăvârșit, tânărul etnograf a început să aprofundeze specificul zonei pe care o promovează prin studii de specialitate. Ca să înțelegi un costum tradițional, spune Marius, trebuie să cunoști oamenii și rânduielile locului, dar și influențele suferite de-a lungul timpului.
Am plecat singur, nu m-a sprijinit nimeni. Tata este un tip foarte pasionat de istorie și care ascultă rock. Mama, într-adevăr, a avut ceva, adică a cochetat un pic cu partea aceasta, însă nu a încurajat deloc să-mi încheg o colecție. Ce și-ar fi dorit părinții pentru tine? Mama și-ar fi dorit medicina. Eu nu am agreat absolut deloc partea aceasta. Tata și-ar fi dorit ceva mai realist. Eu deja aveam bănuții mei din colaborările pe care le aveam, pentru că eram colaborator plătit și atunci bănuții aceia puțini investeam în aceste obiecte. Am început să studiez, am aflat despre existența mai multor subzone etnografice în Banatul de Câmpie. Am început să iau satele la rând și să recuperez, după fotografiile vechi, portul așa cum a fost el odinioară. Cea mai veche fotografie datează din 1892 în colecția mea. Am și o mare parte în format digital. Nu sunt toate originale. Pe lângă fotografie am mai adunat câteva obiecte de uz gospodăresc, ceramică din fiecare centru din zona Banatului și alte obiecte mai micuțe din lemn, care cred eu că sunt importante. Cum a fost să iei la pas? Să cauți obiecte pierdute? Greu. Orice muncă cu oamenii este foarte grea. Comportamentele sunt diferite, modul de abordare este diferit și lucrul acesta oarecum îngreunează să îți atingi scopul. Sunt de aici, sunt omul locului și asta m-a ajutat foarte mult pentru că am știut să vorbesc cu oamenii. Graiul bănățean l-am învățat de acasă, de la bunica și de la bunicul. Asta m-a ajutat foarte mult în cercetările mele de teren. Cât a durat? Vorbim de luni, ani? Dacă în 20 de ani am reușit să colecționez doar 250 de ansambluri vestimentare, am aflat, de exemplu, de subzona etnografică Lugoj. Am încercat să văd unde începe această subzonă etnografică și unde se termină. Da, am aflat că până la Remetia Mare chiar se întinde această influență a zonei Lugojului, însă ea propriu-zis începe undeva cu câteva sate mai încolo, dar totodată am aflat și de o răscruce, de exemplu, de drumuri care formează o microzonă și vorbesc aici de Topolovățul Mare, Brestovăț până la Coșari încolo spre Lipova. Sunt lucruri care surprind atunci când faci cercetare de teren și unele lucruri nu mai sunt așa cum le-ai citit în studiile de specialitate. Cum stabilești la ce porți bați? În funcție și de felul în care arată gospodăria, pentru că sunt construcții care se văd încă din stradă, că nu sunt construcții de bănățeni, sunt construcții de oameni care au venit în Banat, s-au stabilit aici și au construit case. Eu am mers din om în om. Și ți se deschidea poarta? Atunci da. Acum mai puțin. Lumea este mult mai reticentă, lucrurile s-au schimbat, oamenii pun o valoare pe anumite obiecte nerealistă și atunci achizițiile se fac mult mai greu astăzi. 90% din obiectele pe care le dețin sunt plătite de mine, dar începutul, așa cum am spus, l-am avut de acasă. Am avut piese destule de acasă. Numai de la bunica, cred că am avut vreo 14 costume care au aparținut ei, mamei și bunicii ei. Oamenii, când te duceai la ei și le spuneai ce ai de gând, ce ziceau? Nu întotdeauna mi-am dezvăluit acest gând că îmi doresc să îmi compun o colecție și asta datorită faptului că atunci când spui acest lucru, le dai idei. Da, și ridică valorile mult mai mult. De fapt, sunt niște obiecte pe care ei nu le folosesc. Exact. Le păstrează ca obiect de fală. Eu am cotrânțe cu aur. Era pentru ei și o valoare sentimentală? Adică au fost care au zis, băi, nu-ți dau nimic, că mi l-a lăsat mama. Surprinzător, mulți dintre ei renunță foarte ușor și fără niciun fel de valoare sentimentală. Contra unor sume de bani. O catrință poate să înceapă de la un preț de
250 de lei și poate să ajungă la 25 de mii de lei. În funcție de ce diferă prețul? De vechimea ei, de felul în care este păstrată, de raritatea ei în teren. Marea parte dintre ele sunt păstrate bine pentru că au fost depozitate în camerele bune, în care nu se schimbă temperatura, surprinzător cu foi de calc între ele sau cu materiale din bumbac 100%. Firele metalice se oxidează, se negresc la cea mai mică schimbare de temperatură. De exemplu, atunci când era puțin înnorat, chiar dacă era Paște, nu ieșeau cu aceste catrințe, tocmai pentru a nu se negri. Cine ți-a vândut obiectele astea, bătrâni sau tineri? De obicei tineri, dar și bătrâni. Bătrânii pentru că nu le mai purtau, iar tinerii pentru că nu le trebuiau. Câtă vreme s-au purtat costumele astea? 1955 a fost ultimul port, care nu a fost un costum popular, a fost un port. Un port cu totul și cu totul diferit de ceea ce s-a purtat până în acel moment, cu croiuri urbane, mai ales de la talie în sus, se îmbrăca o cămașă cu nasturi îmbrăcați în același material textil. Partea de jos, de la brâu în jos, se purtau materiale asemănătoare, asortate la culori. Industrializarea, comunismul, toate aceste etape ale evoluției ale României și de schimbări au dus la aceste lucruri. În anii 70-80, la zona Caransebeșului, au început să coasă cu lame și cu alte materiale plastice și au creat un costum pe care noi astăzi îl numim chicios. Cu siguranță, peste ceva ani, va fi un costum așa specific Banatului, să spunem. Ansamblurile vestimentare sunt compuse după zona etnografică din care provin, după statutul social și vârstă, privitorul obținând astfel despre portul local o imagine nu numai frumoasă, ci și exactă. Piesele de costum femeiesc și bărbătesc sunt depozitate cu multă evlavie în vechea casă a bunicilor lui Marius, un corp al clădirii fiind dedicat exclusiv colecției. Marius a completat imaginea culturii tradiționale bănățene cu bijuterii, textile de interior, mașini de tors, ceramică și alte obiecte cu specific local. Cel mai interesant la costumul bănățean este broderia bizantină. Este o broderie deosebită, fastoasă, compusă din fire metalice și pe un suport de bumbac. Este o broderie care se realizează foarte greu și în zilele de astăzi. Mai este practicată în Spania. Mai sunt broderiile franceze care s-au purtat la curțile domnești în anii 1700-1800, cel târziu. Au rămas cuseturile și alte broderii în stil românesc, care n-au pierdut nimic din valorile perene. O astfel de diversitate în port nu se mai regăsește în România. Unul dintre costume, dintre ultimele achiziții, aș putea spune, este un costum de mireasă, realizat prin anii 20, academician de la Blaj, înșmărită fata aici în Banat, cu un avocat bănățean. Și la nunta lor, mama băiatului dorește fetei un costum minunat care astăzi a intrat în colecția mea. Care erau diferențele când vorbim de costum la nivel social? Zilele de lucru și oamenii cu mai puțină dare de mână își confecționau costume mai simple, confecționate din pânză cumpărată din târg, cu aplicații de cusături în X-uri sau lănțișor, mai puțin ornamentate. Cei mai cu dare de mână și confecționau costume din brocarturi, din pânze țesute, dintr-un fir de bumbac foarte subțire. Broderii de origine franceză, executate într-o manieră extraordinară, mai românească, să spunem așa, prin felul în care alegeau culorile și prin dispunerea ornamentală. Cu toate acestea, o să vedeți niște creații deosebite care în arta decorativă românească intră triumfător, eclipsând multe din broderiile artistice din
restul spațiului românesc. O să vedeți la palete de galben cum îmbină foarte frumos cu maroul și verdele, fără a scoate în evidență prea mult celelalte culori. Broderia bizantină, care este și ea una dintre cele mai fastoase, aș spune. Aici avem o catrință deosebită din 1916, o compoziție extraordinară. De fiecare dată când o privesc, mă mir cum țărâncile doar cu 4 clase au reușit să realizeze o astfel de minunăție. Și admirabil este cum imaginația lor a curs și au reușit să transpună din imaginație într-o piesă materială. Cineva cunoscător ar putea să reproducă doar uitându-se pe modelul ăsta? Cred că astăzi nu. Cu mașina, da. Dar nu ar mai arăta la fel? Nu. Categoric nu. Ar arăta mult mai perfect. Alte catrințe, cusute pe acest atlas, se numea, o mătase foarte scumpă la vremea respectivă. Din nou, observați nuanțele de culori, cât de frumos sunt îmbinate și ce armonie cromatică, ce compoziție deosebită a ornamentației. Movurile la movuri, paletele de marouri, combinațiile de albastru cu turcoaz. Iar pe margine este aplicată o bandă care se folosește și astăzi la veșmintele preoțești, însă ea era folosită nu numai la costumele bănățene sau la decorarea uniformelor militare, era folosită și în alte costumații din restul Europei. O altă catrință minunată, de data aceasta mai stridentă, mai colorată, dar din nou foarte, foarte plăcută ochiului. Cu ce cămașă asortau? Cămăși bogat ornamentate de cele mai multe ori. Fie cusut alb pe alb, fie cusut negru pe alb sau mov albastru, catrințe de sfârșit de secol XIX. În anii 50 a fost înrămată și am cumpărat o înrămată cu toate riscurile posibile. Puteam să nu mă aleg cu nimic din ceea ce era înăuntru, pentru că a stat foarte multă vreme fixat așa. O altă catrință frumoasă, 1920. Vedeți și produsele de marochinărie care erau excepționale și în perioada aceea. Așa, a fost cusută sau asta e aplicată de protecție? E de protecție și pentru ținută. Broderia la români se realizează pe fire numărate, dar aici, la această catrință, este fascinant cum fără niciun fel de reper au reușit să coase atât de perfect. Atât de perfectă încât cred că astăzi nu s-ar mai putea reproduce o astfel de cusătură pe suport asemănător. Aceasta este o catrință pentru femeile mai vârstnice, mai puțin ornamentate, cu culori puțin mai închise, mai stinse. O catrință din 1918. Vedeți, nu toate s-au păstrat impecabil, dar este bine că am reușit să le salvez. De multe ori își scriau numele și chiar și anul în care confecționau piesele de port. Ca să fiu un foarte bun cunoscător al zonei Banatului, trebuie să bați, așa cum am spus, satele la pas. Foarte târziu am înțeles trecerile acestea fine. De exemplu, această catrință, pentru simplu fapt că este cusută pe un suport de catifia, îmi indică faptul că aceasta este cusută în zona etnografică a Buziașului. Culorile mult mai vii îmi indică din nou acest lucru, că nu aparține zonei Lugujului, ci aparține zonei Buziașului. Chiar dacă ele se aseamănă între ele, totuși se diferențiază prin aceste amănunte. O altă catrință frumoasă, cu culori puțin mai astâmpărate, aș spune, la fel de elegantă și de frumoasă ca și celelalte. S-au cusut multe modele, însă au rezistat foarte puține catrințe de genul acesta. Nu știu dacă în colecția mea se numără mai mult de 30 de astfel de cătrințe. Observați felul în care ele au fost păstrate, oamenii au avut grijă foarte mare de ele, firul nu este oxidat, mătasea nu este tăiată
au fost păstrate impecabil. Aceasta este o cătrință de mireasă. Puteți observa porumbelul, șarpele casei, pomul vieții. Toate indică că aceasta a fost o cătrință pentru un moment ceremonial, și anume al nunții. O altă cătrință, de data aceasta, broderia este aplicată pe un rips, țesut industrial, iar prin simplu fapt că culorile sunt puțin mai vii și combinate aleatoriu, ne indică faptul că este o cătrință din subzona etnografică de interferență, spune, a Lugujului cu făgetul. Sunt foarte multe subzone etnografice. În Banatul de Câmpie cred că se numără vreo 8, și cu alte microsubzone. Am reușit să achiziționez costume doar din subzonele etnografice Timișoara, Buzia, Luguj, Deta Ceacova, Sân Nicolae Mare, Valea Mureșului și puțin de pe lunca Pogănișului. O cătrință din perioada anilor 1870, este una dintre cele mai vechi cătrințe din colecția mea. Din nou este marcat numele purtătoarei. O familie veche, Vida, este o familie din subzona etnografică Lugoj. Din nou, cătrințe din 1870. Din păcate, nu a fost păstrată chiar atât de bine, nici nu se putea altfel. Aceasta este o cătrință mai specială. Este țesut prima dată fondul din fire metalice și pe spate este dublată de o țesătură din cânepă în două oițe pentru a-i conferi o ținută mai bună, iar peste acestea sunt brodate motive florale într-o manieră barocă. Vechile țesături bănățene constituie de fapt țesături în două ițe cu fire metalice și fire de lână sau mătase, iar acesta este una dintre vechile cătrințe bănățene care a păstrat ornamentica străveche. O altă cătrință, din nou, brodată integral, inclusiv aceste motive geometrizate, în punct bizantin. Din nou, o cătrință de sfârșit de secol 19, țesute din cânepă cu fire metalice și fire de mătase. O cătrință în care o fotografie ne vorbește că datează din 1894. Este una dintre cele mai frumoase cătrințe țesute din colecția mea. Din păcate, camera de filmat sau aparatul foto nu poate să surprindă finețea cu care este realizată. Atunci când este privită de aproape, este cu totul și cu totul diferită. Cătrințele acestea se purtau doar în față, în zona Lugujului, iar în spate, cea de-a doua cătrință era substituită de opreg. Opregul bănățean este o piesă specifică doar Banatului. Ea a fost împrumutată și ca o piesă decorativă de îmbrăcăminte la curtea regală și a influențat nobilimea din România să poarte astfel de piese, dar mai mult ca o replică, nu neapărat piese originale. Dacă în litografiile sau în toate desenele de secol 16-17 opregul apare reprezentat prin petec, acoperind aproape 3 sferi din suprafața piesei, după secolul al XVIII-lea, aceste proporții se inversează și petecul reprezintă un sfert din dimensiunile acestei piese, iar ciucurii reprezintă restul acestei piese. Această parte s-a diminuat din simplu fapt că tehnica de țesut a devenit atât de greu de realizat încât au ajuns la o singură bucată de țesătură. Uite, piese de sfârșit de secolul XIX, ce frumoasă! Asta este prima dată țesută și după aceea brodată în punct bizantin, de atât de încărcată încât nu se mai distinge modelul. Sau așa. Erau foarte ușor de purtat, nu erau deloc incomode. Îmbrăcai un costum, îl îmbrăcai mai mult ca să defilezi cu el, nu să dansezi în el. Asta de sfârșit de secolul XIX, cam toate care mi le-am arătat. Opregul s-a păstrat cel mai bine și s-a păstrat din generație în generație și sunt foarte scumpe opregele. Aici avem fruntarii, se numesc în termen general, dar în termeni regionali
pe fiecare subzonă etnografică au diferite denumiri. De exemplu, în subzona etnografică a Timișoarei se numește gălănițe, acestea cu două rânduri de monede, și gălan cu un singur rând de monede. În subzona etnografică a Buziașului se numește comașă și comășițe. Sunt un fel de cordeluțe. Așa se prind pe cap. Acoperitoarea de cap, tulbentul de bani. Asta e doar la nuntă. La nuntă, la mireasă. La mireasă. Și după ce se căsătoreau, ce își puneau pe cap femeile? Năframă, și peste năframă își adăugau în partea din față, își bordau cu această comașă. Ținea contra greutate, cum ar veni pe frunte. Și se vedea pe frunte? Da, dar puneau, aplicau monede. Toate sunt țesute în război. Totul este țesut și asamblat după forma capului fiecarei femei. Astea sunt petece de oprege. Substituie, așa cum am spus, chiar catrințele și față și spate sau doar în spate, de cele mai multe ori partea din spate. Salbele de bani, care la fel erau și ele purtate doar la marile sărbători. Genul acesta de podoabe se prind în spate, în baza gâtului, și partea din spate se aduce în față pe piept. Asta este una dintre cele mai frumoase pe care eu le am în colecția mea. Acum, din cauza faldurilor, nu o să stea chiar cum ne-am dori, dar cam așa arată, așa împodobește pieptul. Aceste podoabe erau realizate în atelierele evreiești din centrele urbane, din Timișoara, Lugoj sau uneori la Ceacova. Se făceau pe comandă și se confecționau din alamă, argint sau foarte rar aur. Erau confecționate pentru portul de sărbătoare. Mai există vreo zonă a țării în care se folosesc banii? Așa, cantități de asemenea fel, nu. Când doi tineri se căsătoreau, băiatul gira cu aceste monede care aparțineau mamei sau bunicii lui. Și iar pe lângă cele pe care le avea de la mama și de la bunica lui, mai cumpăra și el pe lângă, adică sporea acest patrimoniu, și cu acesta garanta că el va rămâne veșnic lângă soția lui. Dacă se despărțeau, toate monedele rămâneau fetei, iar băiatul nu se mai putea căsători într-o familie bună, pentru că nu mai avea acest patrimoniu moștenit. Acesta este vechiul tip de cămașă bănățeană cu croiul care pornește din baza gâtului, cu mâneci dintr-o singură lățime de pânză și strâns împumnată, terminată cu diferite dantelării. Întotdeauna la noi, așa cum am spus, cămașa împreună cu poalele, aici aveți poalele de desubt, întotdeauna cămașa cu poalele au același model aproape. Niciodată cămașa nu se desparte de costum, tocmai de aceea eu zic că în Banat nu există doar ie, există costum. Tehnicile aplicate de cusut s-au păstrat și mai târziu, până în anii 1945, cel târziu, când s-au cusut aceste cămăși cu o geometrie cu totul și cu totul aparte, însă, din păcate, nu s-au mai păstrat însemnătățile semnelor. Au cusut și au decorat doar din punct de vedere estetic. Acesta este un costum de prin anii 20. Este un costum care păstrează vechiul croi, însă a optat pentru materiale industriale. Pe aceste materiale industriale era foarte greu de aplicat o astfel de cusătură, dar care la sfârșit a devenit o bijuterie. Plus de asta, pe dedesubt avea o altă cămașă. O cămașă cusută alb pe alb. Pe materialele astea doar își arătau măestria cu care stăpânesc tehnicile de cusut și brodat. Nu corpul. Culorile erau diferite și dispunerile ornamentale erau diferite. De exemplu, dacă aici avem o broderie aplicată cu o aglomerare, să spunem așa, de pătrățele, dincolo avem o geometrie foarte frumos stilizată. Toate erau costume de sărbătoare. Cele pe care le vedeți acum sunt costume pentru femei până în 40-41 pic de ani. Zona Siniculaului Mare. Pânze țesute în casă, fire cumpărate și țesute după aia în război, în casă. Dar sunt așa de fiind țesute. Fiind foarte bogați în zona aia, costumele astea
le-au fost confiscate de comuniști. Cu sumă, acesta este de la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai exact 1880. Este un costum specific sub zone etnografice Lugoj. Este ornamentat pentru o femeie tânără, pentru nuntă, probabil. Celelalte două sunt costume de sărbătoare. Acesta este un costum de sărbătoare cu o catrință foarte frumoasă, cu alesături, o catrință de femeie înstărită, iar cel din spate este un costum de mireasă, de la începutul secolului al XX-lea, mai exact 1920. O femeie foarte înstărită, care și-a confecționat o catrință ce numără peste 370 de monede. Cusăturile erau și țesăturile sunt foarte greu de realizat în Banat și atunci nu oricine stăpânea tehnicile. Se plăteau foarte mulți bani pentru confecționarea lor. Se făceau pe comandă. Cam cât costa să-ți faci un costum în banii de azi? Destul de mult. Undeva la câteva mii de euro. Costumele bărbătești au avut și ele câteva elemente mai fastoase care ieșeau în evidență și anume aceste veste care se îmbrăcau peste cămașa albă, bogat ornamentată sau mai puțin, cu elemente specifice bănățene. Acestea, de exemplu, sunt din subzona etnografică a Dedeceacova. Sunt foarte asemănătoare. Din diferite perioade, acestea sunt din perioada 1900-1915, iar după 1930 au un croi și o ornamentație ușor diferită. De altfel și aplicațiile de șinioare sunt mai deosebite. Aici avem un costum din subzona etnografică a Gătaiei și este o piesă din 1930. 13, de dată pe interior. Aceste veste sunt dintr-o zonă formate din câteva sate, microzona Topolovățu Mare, care decorează diferit toate aceste veste, cu broderii executate de meșterii cojocari. Sub zona etnografică a Buziașului, ei aplică ornamentele pe aproape toată suprafața piesei, mult mai aerisit, spre deosebire de zona Lugojului, care adună pe lângă liniile croiului toate ornamentațiile într-o manieră mult, mult mai măruntă. Erau executate numai de bărbați. Brâurile bărbătești constituie cea de-a doua piesă, cea mai importantă și fastoasă în portul bărbătesc. De asemenea, regăsim aplicații de broderii bizantine pe catifia, pe suport din piele. Dar au mai fost și puțin mai colorate în subzona etnografică a Buziașului. Cămășile bărbătești ajung până la genunchi și sunt strânse în talie cu brâuri, fie țesute, fie din piele și sunt întotdeauna ornamentate alb pe alb, cu o finețe și cu o eleganță aparte. La fel ca și femeile și bărbații au avut o multitudine de modele, însă niciodată nu au fost aplicate broderii pe o pânză mai subțire decât pânza industrială găsită în târguri. Catrințe din toate subzonele etnografice, dar așezate pe categorii. Aici cu broderii artistice, țesute din subzona etnografică a Buziașului, subzona etnografică Lugoj și subzona etnografică Timișoara. Catrințele din subzona etnografică Timișoara sunt țesute din fire de lână și fire metalice și fire de mătase. Sunt foarte estetice, foarte frumos alese toate culorile și nuanțele de culori. Cele care sunt mai înguste sunt din zona etnografică a Buziașului. Chiar dacă au circulat aceleași modele, sunt diferite primărimea modelului care este dispus pe catrință. Dintre catrințele țesute în această manieră, cele cu umplute cu multă mătase, se spun așa, ocupă un loc mai deosebit în dulapurile purtătoarelor. Un alt model de catrință foarte frumoasă din acest tip
sau așa. Asta este mai sobră un pic față de celelalte colorate. Dar vădruvele purtau? Da. Dar negru, pe negru. Unele mai aveau un pic așa, foarte puțin jos, cusut cu alb sau gri sau mov, albastru foarte închis. Cât de costisitoare sau este costisitoare întreținerea acestor obiecte? La curățarea lor, anumite substanțe, este destul de greu de scos pete sau de întreținut la anumită temperatură, să spunem așa, o temperatură controlată. Cât de des trebuie curățate? Odată cam la 3 ani de zile. Și faci asta într-un loc anume sau poate fi făcut acasă? Mama a terminat chimia și fiind chimistă, ea se ocupă de toate acestea. Eu nu fac decât să le colecționez și să le pun în valoare în expoziții. Pasiunea pentru jurnalism și pentru transmiterea focului l-au implicat pe Marius Matei și în multe proiecte editoriale. Așa am început să scriu în urma studiilor făcute. Am continuat cu scrisul pentru că am aflat lucruri inedite din teren. Le-am observat că nu erau menționate. Câte lucrări ai? Până acum, cred că vreo 50 de lucrări publicate și cărți cataloage undeva la 30. Bunicii paterni ai mamei. Bunicii materni ai mamei este străbunicul meu despre care tot vorbesc. Astea sunt catrințe cu bani, brâu cu bani și bluza toată de desubt cămașa este toată cu șiruri de bănuți și peste alți bănuți. Uite și astea sunt de Sfântul Nicolae Mare. Uite și pe batic cum purtau bănuți. Și după astea am reconstituit portul. Uite ce frumoase sunt. Mireasa are o munună confecționată din monede, mărgele și flori artificiale. Aceste cercetări de teren mă creonează în lumea geografiei. Din păcate, nu sunt întotdeauna fonduri pentru așa ceva. De aceea, faptul că am pornit la drum singur și că am făcut aceste cercetări singur, m-a ajutat foarte mult. Ți-au rămas lucruri nedescoperite? Ai mai avea de cercetat în domeniul ăsta? Cred că da. Banatul a avut o costumație cu totul și cu totul diferită și s-a tot preschimbat, să spun așa, de la o generație la cealaltă. Și sunt multe lucruri lăsate în urmă pe care încă nu le-am descoperit. Ai avea nevoie de sprijin financiar pentru asta? Am avea cu toții cei care lucrăm în domeniu și nu doar în Banat. Ce ai descoperit tu la tine în tot demersul ăsta al tău? Cum te-a schimbat pe tine? E o întrebare grea, pentru că pasiunea a făcut din mine ceea ce sunt. Am pornit cu anumite gânduri la o anumită vârstă și m-am trezit într-o vârstă destul de matură, cu totul și cu totul alte preocupări, alte acțiuni. Despre Banat se spune că este cel mai chicios dintre toate regiunile țării. Problema începe de la soliștii de muzică populară care îmbracă tot felul de costume populare total neadecvate. Se expun în costumații foarte sclipitoare, cu costume confecționate în anii 70-80. Și în percepția românilor, Banatul este foarte chicios. Banatul este al tuturor și al nimănui. Este un fel de Eldorado. Aici toată lumea a venit și în perioada comunistă și în perioada post-decembristă a venit aici pentru a se afirma, a prospera, pentru a-și reîncepe viața într-un alt mod. Fiecare a evoluat și a apărut așa cum a dorit, nu cum a trebuit. A afectat imaginea locului. Sunt oameni care de multe ori s-au așezat aici pentru prosperitatea lor, fără să se atașeze absolut deloc de spațiu în sine. Și câți bănățeni mai sunt autentici, așa, de-ai locului și legați de loc, cu rădăcinile aici? Dacă mai sunt 25%, este mult. Întotdeauna Banatul a avut o problemă de genul acesta, pentru că populația băștinașă, în raport cu suprafața de teritoriu, este foarte puțină. Și a fost foarte puțină. Și atunci orașele, centrele urbane s-au extins. În multe localități bănățene au venit oameni, în special din Transilvania, Moldova și Oltenia, au populat această regiune și s-au omogenizat.
omogenizându-se, nu s-au mai păstrat așa de bine tradițiile ca în alte părți. Cum este, de exemplu, Maramureșul sau Bucovina. Pentru mine, cele mai frumoase costume sunt cele din zona Lugojului, pentru că sunt foarte delicate, sunt lucrate foarte, foarte atent și foarte mărunt, sunt foarte diverse și în ultimul timp mă fascinează foarte mult zona St. Nicolaului Mare, care abordează și alte materiale pe lângă cele pe care le cunoaștem în componența costumului popular, cămașă, poale, catrințe. Mai abordează și alte tipuri de materiale, cum ar fi brocarturile, mătăsurile, nasturii și multe alte lucruri deosebite. Marius nu are deocamdată un spațiu dedicat colecției lui, dar acest lucru nu îl împiedică să o arate lumii în țară sau peste hotare. Costumele tradiționale din zona Banatului de Câmpie ce alcătuiesc colecția etnografică Marius Matei au fost expuse în muzee prestigioase. Le-am expus în toată țara, la muzeele mari din București, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, la Muzeul Țănalui Român din București, Muzeul Etnografic din Cluj, la Palatul Culturii din Iași, la Sighetul Marmației, la Baia Mare, la Bistrița. Granița am trecut-o și am expus în Ungaria, în Serbia, în Belgia și în Emiratele Unite Arabe. În Dubai există port național? Ei au avut așa ceva? Au și ei, ceea ce este foarte interesant că au pătruns și la noi tehnicile lor, și de broderii artistice și de țesături. E de bine pentru că unele țesături sunt chiar mult mai bine executate și mult mai mărunte decât la ei. Și în afară e aceeași problemă? Sunt la fel de uitate lucrurile vechi? Mă impresionează Ungaria, care culeg de aici costume și le pun în scenă într-o manieră excepțională. Ansamblu profesionist național din Budapesta pune în scenă dansuri românești cu costume din zona, să zicem, Bistriței, am văzut, sau din zona Radului sau Bihorului, cu costume autentice, îmbrăcate așa cum trebuie, chiar cu baticuri pe cap, chiar cu tot ceea ce trebuie, ceea ce românii noștri nu fac. Tu de ce nu porți costumul? Nu port costumul pentru că îl admir și îl privesc ca o piesă de colecție și de muzeu și nu ca o haină de îmbrăcat. Sunt zone în țară unde oamenii duminică au început să poarte. Este bine, dar în același timp noi trebuie să conștientizăm și valoarea lucrurilor și acolo unde se pierd ar trebui să le adunăm și să le păstrăm. Tindem din nou să le aducem în lumină și mai creăm niște valuri, mai punem niște amprente. Cred că în orice loc se întâmplă acest lucru. Toată lumea s-a săturat de o stagnare, să spunem așa, economică. Ne-am săturat de păturile bunicilor expuse pe pereți și atunci vrem să fim un pic altfel. Ne place că e colorată, o îmbrăcăm, dar o asociem cu o altă haină. Formându-ți ochiul pentru aceste lucruri valoroase, ai început să fii mai critic și cu lumea din jurul tău și cu ceea ce vezi la oraș, poate? Da, încerc să mă abțin și să nu fac comentarii, dar uneori este inevitabil atunci când ți se pune întrebări. Cum e lumea în care trăim astăzi? Foarte diferită față de lumea bunicilor și străbunicilor noștri, începând de la mentalități, de la comportamente. Toate că avem pe acea coloană a educației românismul care ne este în sânge, multe lucruri s-au pierdut bune. Lucruri bune care trebuiau să rămână în concepția românilor. Se întâmplă ca oamenii să întreacă anumite limite și asta este rău. Vorbim de comportamente aici. Dar bătrânii pe care i-ai întâlnit în drumurile tale? Vorbesc cu nostalgie despre vremurile tinereții lor, de altfel este și normal, însă când vorbeam de tupeu, vreau să vă dau un exemplu. În Banat, dacă o femeie sau un bărbat stătea pe scaun în fața casei și un alt om vedea că vine spre el, mergând în drumul lui într-o anumită direcție și trecea pe lângă acest bătrân, bătrânul nu se ridica de pe scaun până nu trecea
acea persoană, tocmai în acest spirit de respect. Ce o să zică omul ăla dacă eu acum o să intru înăuntru și o să zică că am intrat pentru că va trece el prin fața mea și nu vreau să-l salut. Impresionanta colecție poate fi văzută în catalogele lui Marius, dar și pe pagina de Facebook Colecția etnografică Marius Matei. Cel mai bine însă, firul țesăturilor salvate de Marius, dar și al poveștii lui de viață, se văd și se simt pe viu. Îngerul păzitor al costumului bănățean, așa cum este cunoscut tânărul în lumea etnografilor, ne invită prin colecția sa privată să ne descoperim pe noi înșine și să înțelegem ce a însemnat cândva haina pentru om. Pe vremea când omul făcea haina cu precizie și fără nicio școală de estetică. Tot Banatul Fruncea. Banat sunt printre puțini care sunt atât de pasionat de etnografie. Pe mulți i-am influențat și au admirat pasiunea mea și au început și ei. Unii dintre ei au reușit cu succes și au întemeiat colecții frumoase. Până la urmă nu e o pasiune ce faci tu, e deja mod de viață. E un mod de viață. Este un mod de viață. Colecția etnografică Marius Matei este pagina de Facebook unde puteți găsi detalii despre comorile tânărului etnograf. Tot pe Facebook găsiți și televiziunea Patriarhiei Române, acolo unde așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră și unde puteți viziona toate programele Trinitas TV. Vă mulțumim pentru atenție, pe curând!